mijlocie, să meargă la... Da. Cu măciuca asta. La plajă. La plajă? La Florida sau... No. Frații mei, n-am să fiu opresiv. Există posibilitatea ca un soț și o soție să meargă singuri într-un loc unde nu-s cunoscuți, să relaxeze. Există locuri unde, care sunt foarte singuratice. Am fost, de exemplu, eu de obicei nu mă duc la... Și când mai mergeam cu copiii, mai lăsam să meargă la bazin, eu mă plimbam pe străzi. Nu e felul meu. Dar odată m-au convins să merg la ocean, că era o plajă goală, complet, cât vedeai cu ochii, adică nu ne vede nimeni, suntem numai noi. Bine. Am intrat în ocean și m-am dus ca de aici pe la jumătatea sanctuarului. Apa era până aici. Și stând în ocean, văd un domn care venea spre noi, un niște ochelari de soare și nota spre noi. Și m-am uitat la el urât, ce caută ăsta aici în mijloc, tot mai vine la mine. M-am uitat cât vede cu ochii, nu era nimeni pe plajă, nu era nimeni, vine ăsta la mine. Când am zis, pace frate Cristi! Veniți și la biserică, păi frate, suntem în vacanță. Și... Dacă ratăm vreo 4-5 vacanțe, poate ne facem un swimming pool în spate, în curte și mai bine. Eu nu am o prea mare simpatie pentru locurile astea. Dar încă o dată, acum știi cum este, la un moment dat nu mai ieși nici din casă. Dacă mergi din aproape în aproape și găsești toate locurile unde nu mai mergem, în România era pe caz să mergi și la restaurant, n-aș vrea să cad în absurd. Dar eu nu cred că îmbrăcămintea de plajă este o îmbrăcăminte decentă și eu nu cred că este benefic pentru ochii copiilor lui Dumnezeu să vadă oameni dezbrăcați.